Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 4 august, îți îndrepți eforturile spre atingerea unor obiective care ți se par mai importante. Ești total angajată în planurile tale de succes și nimic nu te poate opri. În public, ești veselă și sociabilă, dar rară ori oricine înțelege cât de multă te străduiești să-ți traduci visele în realitate. Cu toate acestea, ai suficientă inteligență și răbdare pentru a înțelege că nu este nevoie să te grăbești, pentru că în cele din urmă vei obține tot ceea ce dorești, ești în stare să-ți planifici toate mișcările principale, când dă decizi exact ce trebuie făcut, continui cu implementarea planului, ești adesea punctul focal pentru orice grup social, mișcare politică, familie sau afacere din care faci parte. Chiar dacă nu ai fost creată pentru a fi lider, trebuie totuși să-ți asumi o poziție de lider, de fapt, influența ta este simțită, iar filozofia ta este cunoscută tuturor celor cu care ești în contact. Ești utilă pentru grupul tău, uneori ești chiar într-o idealurilor, aderând de la un anumit mod de viață care este cu adevărat vrednic de respect, neobosită și activă este important să poți merge pe propriile tale căi, de prea multe ori te înfierbând și te înfuri întâlnind rezistență. Datorită acestor trăsători, dar și datorită tendinței de a te răzvură împotriva sistemului existent, nu poți conduce decât un timp limitat, cu excepția cazului în care, desigur, ți-ai stabilit scopul de a desfășura în mod constant activități revoluționare având o minte puternică și o voință puternică, depui toate eforturile pentru a lua o poziție în care vei fi absolută liberă în cuvintele și faptele tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, noblețe, fiabilitate, prietenie, grandoare fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun, dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, Generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este Soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești dedicat -o obiectivelor tale. Știi cum să alegi modalități eficiente de a le atinge. Ești cinstită, generoasă, dispusă să lucrezi neobosit. Ești emoțională, pasională, destul de independentă, dar niciodată singură. Ești gata să înconjuri pe cei dragi cu dragoste, de la prieteni și soți, te aștepți la devoțiune nesfârșită. Ești rapidă și inteligentă și, probabil din copilărie, ești obișnuită să eviți pedepsirea și cenzura, ceea ce ți aduce fără îndoială rezultate, chiar și atunci când ajungi la maturitate. A nu fi prinsă este ceea ce poate deveni o temă constantă a vieții tale, în sensul că te joci cu focul. Cea mai mare valoare pentru tine este libertatea de a străluci, de a radia ideile și idealurile tale celor din jurul tău. Nimic nu-ți poate provoca mai multe durere decât ignorarea de către cei mai apropiați oameni. Adesea încerci să influențezi pe alții prin prezența ta fizică, acordând importanță la absolută tot, îmbrăcăminte sfidătoare sau din potrivă, îmbrăcăminte conservatoare, în funcție de impresia pe care încerci să o faci, până la comportamentul tău. Tu evaluezi cum moestrie situația, Nimic nu scapă din câmpul tău de vizibilitate și, de obicei răspunzi rapid la circunstanțele în schimbare, având o mentalitate puternică, dacă nu impulsivă, tendința ta de a te considera invincibilă poate totuși să te ducă în abisul pericolului, din care este dificil să găsești o ieșire salutară, cu abilitatea de a menține un echilibru delicat, ai într-o anumită măsură o putere cu adevărat uimitoare și totuși, fără a fi în centrul evenimentelor, poți provoca mult rău, de obicei pentru tine însăți, dar și idealurilor pe care le servești. Trebuie să acționezi în mod responsabil, deoarece mulți oameni depind adesea de tine. De-a lungul timpului, poți învăța să îndrepți fervoarea ta războinică într-o anumită direcție și să iei mai multe decizii constructive. Pe măsură ce treci de vârsta de 40 de ani, Începi să ai respect pentru persoanele în vârstă și tocmai această calitate îți lipsă în tinerețe. Probabil că lecția cea mai dificilă pentru tine este să accepti debutul vârstei înaintate cu calm și demnitate. Tu ai o iubire pronunțată a naturii și a spațiilor mari deschise. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale. Ești fiabilă, creativă, bună, strălucitoare. Natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 4 august soarta ta, Este vorba despre o caracteristică a lumii august în care coordonatele tale centrale sunt destinate grupurilor de interese, polițiștilor, semenilor sau a femeilor care se ocupă cu rezistența împotriva sistemului existent. În cazul în care nu există persoane care să ocupe un post de conducere, poți fi folosite în scopuri de formarea ideilor tale, de a crea o imagine vitală despre propriile drepturi de proprietate, ai toate posibilitățile de a-ți alege drumul. Poți fi plină de furie, te confrunți cu o rezistență incredibilă din mediul înconjurător, și tocmai din acest motiv, și a abilității tale de a te revolta împotriva sistemului general acceptat, ești capabilă să conduci pe distanțe scurte, cu excepția cazului în care, desigur, acționezi ca lider revoluționar, ești foarte inteligentă, poți să ocolești cenzura, iar acest lucru se întoarce în anii adulți. Există o prioritate deosebită pentru tine, libertatea de a-ți expune propriile idei în mediul tău, iar dacă ești ignorată, ai dureri incredibile. Ești adesea dornică să influențezi împrejurimile tale numai cu propria ta prezență, acordând atenție fiecărui detaliu și propriului comportament. Evaluezi rapid și competent situația, răspunzi repede la orice schimbare. În același timp, Propria ta poziție de a te considera deosebită de invulnerabilă poate duce, în cele din urmă, la situații periculoase, în care este destul de dificil să găsești soluția potrivită. Dacă reușești să înveți să menții un anumit echilibru, poți dobândi un fel de forță de inspirație. Dragoste și compatibilitate într-o relație, ești loială, fidelă și generoasă dar poți avea și un sentiment de proprietate și exigențe exagerate. Partenerul tău va avea nevoie de multă atenție și de asigurările constante ale dragostei sale, ca să te simți fericit în relația maritală. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu poți pune pe umăr orice domeniu de activitate, poți avea succes în afaceri, știință, sportul profesionist, poți ajunge un jurnalistă talentat și faimos, scriitor, politician, cel mai confortabil, lucrezi pentru tine însă țin scaunul managerului, ești o persoană practică, Creativă, optimistă și cu intenție, dar deseori împiedicată să implementezi proiecte și idei, ai un temperament fierbinte. Sănătate și boli. Ești insultător de surdă la toate avertizmentele. Adesea, acest lucru se datorează neîncrederii sau disprețului față de putere. Prin urmare, trebuie să-ți monitorizezi sănătatea. Din nefericire nu te interesează că tu și de puțin sfatul medicilor și este păcat că uneori merită să-i asculți. Cu toate acestea, dacă dorești să lucrezi mai eficient, atunci o dietă echilibrată, precum și somnul regulat și exercițiile fizice pot oferi sănătății tale un sprijin suficient. Destinul și norocul, universul ți-a destinat o imensă foame de putere, încredere în puterea ta. Ești înzestrată cu o forță extraordinară a voinței, capacitatea de a te subordona dar și de a conduce, poți manifesta despotism, ca urmare a faptului că viața ta de familie nu se dezvoltă în întotdeauna cu succes, în orice zonă în care dorești să-ți aplici puterea, vei triumfa. Sfaturi pentru tine, ești sfătuită să acorzi o atenție deosebită încăpățânării. Încăpățânarea distruge în mod semnificativ relațiile cu prietenii colegii, familia. Libertatea personală nu este întotdeauna cea mai mare valoare. Învață să-i accepti pe alții, să te concentrezi, să fii atentă. Aceste lucruri nu am piedicat pe nimeni. Încearcă să-ți amintești în mod constant propriile responsabilități, nu răspândi doar propriul tău dispreț față de autorități. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile, numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solen posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafiri stacoji te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier. Ar trebui gravate cu inițialele tale, telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări. Un cadou preambalat din supermarket îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine să-ți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.